matematică, cibernetică, modelare, care mi-a făcut o deosebită plăcere. Vreau să spun că aceste preocupări sunt aduse pe drumul cel bun, pentru că, încă o dată menționez, ultimele rapoarte a Clubului de la Roma, abordarea holistică este fundamentală și totodată unele cărți, amintim aici, de exemplu, președintele Clubului de la Budapesta, Ervin Laszlo, mai ales în punctul haosului, aplicarea teoriei haosului, pe care spunea domnul profesor, sau Cosmos, sau Câmpul Ancașic. Niște preocupări pluri și transdisciplinare în care complexitatea are un rol central. Unde e lăsat? Inclusiv acel model two-level planning al lui Lipta Cornoi între două nivele, multinivel, în două nivele în ierarhie. Dacă citim cartea profesorului sau academicianului Mircea Mariță, Homo Fraudens, vom vedea că la orice decizie guvernamentală, agentul economic anticipează. Iar ultimele cercetări, cum spunea domnul profesor, prin modelare computațională, pe modele bazate pe agenți, sunt la ordinea zilei. Cel de-al doilea referent al nostru, tot un om crescut în spiritul austriac și pe și a este Tudor Smirna. Chiar priveam dimineață la coperta realizată de naționalizarea banilor, lansată la Centrul Cultural Român cândva, autor, acolo figura lui Hayek, Tudor Smirna. Pe lângă invitația care ne face la ceainările sale spirituale și care constituie un leagă în al culturii, de fapt. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Tasa. Din primul rând vreau să spun că am descoperit școala austriacă de la cursurile dumneavoastră, ca student, la cursul de istoria gândirii economice. Și vă mulțumesc încă o dată pentru asta. Bun. Acum, în privința prezentării făcute de profesor Popovici, eu am o intervenție limitată. Dar consider că ceea ce voi spune ridică niște probleme. Ridică niște probleme fundamentale. Dat fiind că vin aici în calitate de membru al Institutului Mises, dar și de doctorat în cadrul ASEL-ului, am să îmi bazez ceea ce voi spune pe niște citate din Mises. Dar asta nu înseamnă că ce spun se limitează cumva sau este strict legat de ceea ce a spus Mises. E o întreagă școală de gândire, școala austriacă, bineînțeles. Însă este adevărat că Mises a fost cel care a sistematizat, după cum știm acum, simt nevoia să spun și asta. Mises este cel care a adus gândirea economică și care a concretizat, a dat foarte mult corp idei de școală austriacă prin ceea ce a cercetat și a scris. Preocupările lui au fost în primul rând economice, dar apoi a simțit nevoia să-și apere ceea ce a susținut, ducându-se la nivelul epistemologic, la nivelul metodologic. Și de asta este semnificativ Ludwig von Mises, pentru că a dat foarte multă coerență celor ce au fost spuse și celor ce aveau să fie spuse în filozofia științelor și inclusiv în epistemologia științei economice. Acum, ideea de... Sunt două, cumva, două
direcții pe care, pe care aș, aș merge. În primul rând, aș discuta lucrurile la, la nivelul acesta de, legat de complexitate. Și aici m-aș referi, în primul rând, la ce a de spus Nassim Taleb, un matematician, despre, despre cercetarea economică. Nicolae Nassim Taleb. Și în câteva cuvinte, critica lui este legată de această chestiune de complexitate. Este foarte, foarte dificil, spune din câte am înțeles, din câte, așa cum îl percep. Nu e matematician. Nu e matematician. Zice. Nu a studiat matematică? După cum la științele mele s-ar putea să greșesc. Da, bun, acum ați spus. Nu l-a cunoscut și nimeni a spus că e matematician, dar eu știu că nu e matematician. Am înțeles, am înțeles. Nicolae Nassim Taleb, să zicem, un... Da, un gânditor. A fost cel acum nu cunosc. Un plimbăreț. El spune că îi place să facă filozofie plimbându-se. Asta e adevărat. Încet. Asta e adevărat. Da, da. Bun, ce spune? În esență spune, lucrurile sunt atât de complexe în ceea ce privește societatea, încât să o modelizezi practic, să încerci să îi dai niște interpretări cantitative și să prevezi ceva cu asta, este o curată naivitate, nebunie. Asta ar fi prima problemă. Problema mai serioasă, din punctul meu de vedere, este legată de dualismul metodologic, de care discutați. Dar aici simt nevoia să ridic din nou problema asta, că nu mi-e clar în ce măsură o asumați și o rezolvați, dacă o rezolvați. Sursa și Mises este cel care face în mod este cel, din câte știu, care inovează în privința asta, lămurește, sistematizează aici, problema distinției dintre domeniul științelor naturale și cel al științelor sociale. Și el spune că este o prăpastie de, mă rog, nu chiar de netrecut, o să revin imediat asupra lucrului ăsta, sau cel puțin așa o spune. Deci de unde, care e sursa? Care e sursa distinției astea? Care e sursa diferite categorice? Spune absența constantelor din ceea ce se întâmplă în interacțiunile din cadrul societății. Cu alte cuvinte, lucrurile legate de om și de societate nu pot fi prinse niște legi cantitative, așa cum se întâmplă în științele sociale, pentru că nu există constante în științele naturale. Pentru că nu există constante. Spune el, practic, sunt două lumi diferite. Lumea naturală este o lume în care cauzalitatea funcționează într-un anumit sens, lucrurile sunt cauzate de către diferiți factori. În societatea umană, cauzalitatea nu este una materială sau de tipul asemănător cu cea din științele naturale sau din domeniul naturii, pentru că este legată de acțiunea umană. Ce înseamnă asta? Că omul este înzestrat cu o conștiință și face niște alegeri. Alegeri care nu pot fi prezise în niciun fel, nu pot fi măsurate în niciun fel. Vorbea domnul profesor Alter mai devreme de ultimele tendințe în materie de modele care încearcă să intuiască sau să modeleze mecanismul de funcționare a creierului. Și Mises aici se referă la lucrul ăsta și spune că, într-adevăr, atunci când vom reuși, nu găsesc acum exact citatul, dar ceva în tipul ăsta spune, atunci când vom reuși, când oamenii de știință vor reuși să afle cum anume sunt determinate ideile oamenilor, cum anume sunt determinate cauzele lor, cum funcționează cauzele externe pentru a produce un anumit comportament al unei persoane, atunci vom putea renunța la dualismul metodologic. Până atunci suntem condamnați să-l utilizăm ca să nu ajungem la niște, altfel la niște rezultate false, în ultimă instanță.
Da, și spunea, în citatul, e chiar simpatic, spunea, atunci când vom ști cum a ajuns Newton la ideile lui despre fizică, atunci vom putea renunța la dualism metodologic. Bun. De ce este asta o problemă? Sau care sunt consecințele nefolosirii dualismului metodologic? Așa noi că, în primul rând, asta pune pe cel care neagă dualismul într-o contradicție, o primă contradicție, care are și consecințe politice. Și mi se pare, am să vă citez aici, din Mises, din Teorie și Istorie, unde spune așa, spune despre cel care neagă caracterul teleologic al acțiunii umane, lucrurile despre care am vorbit mai devreme. Spune că ajunge negându-i omului facultatea de a alege de a alege scopul pentru a-și atinge mijloacele, de a alege scopul și mijloace pentru a le atinge pe aceste scopuri, și însă în același timp păstrându-și pentru el însuși abilitatea de a alege conștient între diferitele metode ale cercetării științifice, observați aici este o primă contradicție. Ajunge să proiecteze planul și eu traduc acum, de asta mi-e puțin dificil. Ajunge să proiecteze planul și politici care nu pot fi interpretate ca fiind doar reacții automate la stimuli, acele planuri și politici. În schimb, ele presupun că omul funcționează ca un aparat care reacționează automat la stimul sau ca o entitate, ca o, să spun, un organism din cadrul naturii. Vrea să lipsească pe toți ceilalți oameni de dreptul de a acționa cu scopul de a-și rezerva privilegiul pentru el însuși. Este practic un dictator. Asta apropo de consecințele politice ale unei asemenea viziuni. Eu cred că asta e în ultimă instanță pericolul renunțării la ideea de dualism metodologic. Și apoi o altă discuție care este foarte interesantă, sau mă rog, o întrebare, este legată de ce punem în loc atunci când negăm teleologia, deci când negăm faptul că omul alege, practic, punem în loc, trebuie să punem în loc ceva. Și întrebarea este ce punem. Adică, întrebarea mai concret pentru prezentarea în cazul de față este unde sunt totuși ce altă cauză ultimă funcționează, cumva. Da, mersi pentru sugestie, Vlad. If one eliminates from the treatment of human action the notion of conscious aiming at definite ends, one must replace it by the really metaphysical idea that some superhuman agency leads men, independently of their will, toward a predestined goal. That what put the bridge builder into motion was the preordained plan of Geist, or the material productive forces which mortal men are forced to execute. Deci, practic, aici cred că se deschide discuția către o întrebare de tipul ăsta. Există în filozofia aceasta, există un loc pentru ideea de Dumnezeu? Bun. Și apoi două comentarii punctuale vreau să fac. De fapt, unul singur, o observație aici, în legătură cu distinția dintre explicație și înțelegere, care ar fi cumva calată pe dualismul metodologic. În sensul că, pe de o parte, în științele sociale funcționează explicațiile, pe de altă parte, în științele naturale explicații, în științele sociale
înțelegerea, din câte, din câte înțeleg eu, de fapt, sub dualismul metodologic, deci acceptându-l, ideea este că ambele metode explică, numai că științele naturale folosesc metoda inductivă, cu limitări de ei, adevărat, și științele sociale folosesc metoda deductivă, dar care nu e, nu e puțin o explicație, pe când înțelegerea, cel puțin în, în sistemul acesta misesian, care este asumat de școala austriacă, înțelegerea este o serie de judecăți sau o judecată de relevanță. O judecată de relevanță bazată pe, în primul rând, pe, pe distinția din cadrul dualismului metodologic și pe deducție. Cam atât aș avea de spus. Mulțumesc!